Ce au comun cele două dosare? Terenul pe care este construit cazinoul din Mamaia. Și cam atât. Mai departe, primarul spune că procurorii au viziuni separate. Procurorul de la București zice, Mazăre, te bag în pușcărie fiindcă ai vândut domeniul public al statului și valoarea lui era de 30 de milioane de euro. 15 pentru o societate, 15 pentru o societate și la 6 ani începe o nouă anchetă procurorul DNA de la Constanța care spune Mazăre te acuz și te trimit în judecată că ai vândut terenul care nu era domeniul public al statului, era al primăriei, aveai voie să-l vinzi. În totală contradicție cu ce spune procurorul de la București. Primul dosar în care Radu Mazăre este cercetat pentru retrocedare ilegală a unor terenuri din stațiunea Mamaia se află pe mâinile judecătorilor bucureșteni din 2008. În proces sunt implicați și alți afaceriști. Potrivit rechizitorului, edilul ar fi vândut fără drept terenul din zona Casino Mamaia și la un preț mai mic. Anul acesta, în luna februarie, DNA Constanța a început cercetările în urma unei plângeri care viza o parte din același teren. Ăla de la București spune că terenul pentru care mă cercetează ăsta de la Constanța făcea 15 milioane de euro, că în total făcea 30 și ăsta de la Constanța mă acuză numai pe jumate, deci 15 milioane de euro. Ăsta de la Constanța spune că terenul făcea 5 milioane de euro. Uite evaluarea de la DNA Constanța. Nu se poate. De când mama m-a făcut, n-am citit, n-am auzit fie acuzat de doi procurori colegi pentru același lucru, de lucruri diferite, de acuzații diferite. Mai departe, Radu Mazăre este hotărât să nu cedeze. Primarul spune că se va adresa Ministerului Justiției, dar și Curții Europene pentru Drepturile Omului. În obsesia lor de a mă prinde cu ceva, pentru că am devenit o obsesie pentru poliția politică de la DNA, face niște încălcări grave și flagrante ale drepturilor omului,